Schema de contrabandă cu țigări de conspirată, șase persoane sunt cercetate penal. Ofițerii Vamal, procurorii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale și agenții Serviciului de Informație și Securitate au desfășurat în data de 17 mai 23 de percheziții pe teritoriul capitalei, dar și în alte regiuni ale țării. În urma descinderilor efectuate la domiciliile suspecților, dar și în alte locații ce au tangențe cu dosarul, în total au fost ridicate 200 de mii de țigări, bani în valoare echivalentul a peste 240.000 de, de, lei, dar și două vehicule presupuse a fi utilizate la transportul mărfii de contrabandă. La moment, se cunoaște că cei șase bănuiți mai întâi procurau țigările pe piața neagră de la noi, după care transportau marfa ilegal peste frontiere și o vindeau peste hotare. La moment, unul din cei șase bănuiți este reținut pentru 72 de ore, ceilalți sunt cercetați în libertate. Amintim că, potrivit legii penale, infracțiunea de contrabandă se pedepsește cu până la 10 ani de pușcărie.